Dacă facem un pariu, Haruț, mâine, că am ofertă, dar cred... Da, da, da. Dar Haruț am ofertă mâine. În România? Nu. Nu, din Italia. Dar Haruț are ofertă mâine, dar eu cred că cel care îți va vine va fi Kindriș. Da, așa cred. Da, da. Da, Andrei a învățat mult acum. Mare 4-5 meciuri de jucat, sper să joace bine, să-și facă treaba, pentru că a avut o mică sincopă și l-au taxat toți. L-au taxat pentru că a fost foarte, foarte vizibil și când ești vizibil, aici cum este tara expunerii, celebrității. Ești celebru, ești urmărit. Dacă ești celebru și apare cu panorâmță în fund, te vede toată țara. Dacă nu știi nimeni, poate să te... Știi? Așa și el a fost celebru și a avut niște meciuri la care l-au taxat. Și din neatenție, din conjunctura asta a fost. Dar eu sper că, eu cred în Andrei, pentru că, știi cum, la altă îi vezi să schimbă ceva în felul lor de a se comporta. Și Andrei, cred că e pe calea cea bună. Vă întreb, nu crezi că ar fi și o soluție să mai țineți fiind campionatul ăsta Martin? Da, bineînțeles că sunt, aici sunt două teme, bă, da, am mai citit toată filozofia mea. Că am un preț înainte și după, înțelegeți? Așa este. Care e prețul acum și care e prețul? Nu pot să spun, dar așa este, preț. Acum am după campionatul european, tot. Olimpiadă, tot. Bă, și după. Dacă joacă bine la campionatul european, e alt nivel, bineînțeles. Dublează aproape. Aproape se dublează. Dar trebuie să prinde echipa să joace, meci de mes, fie acolo, știi? Și el poate, că Andrei nu o ia nimeni locul, dar acum a fost cu ghinionul ăsta cu COVID-ul și cred că îl place foarte mult ăsta Adi Mutu. Și pe Haruț. Dar pe Haruț n-ai cum să nu-l prețuiești, pentru că el e ca un diamant. Orice femeie îl la mână, că îi place, că îi se potrivește. Haruț potrivește oriunde. Prietenul de ce se vede la despre Haruț? Ba da! Și acolo e ofertă. Nu, m-a întrebat continuu de Haruț, bineînțeles. Ce faci cu Haruț? Când l-ai văzut? Bă, ce facem cu Haruț? Păi ce se face joacă dacă vin la mine? Nu știu. Nu, nici măcar n-am spus sume ca să nu ne supărăm în postul Crăciunului. Ne-a supărat în postul Paștelui, ne mai supărăm și în postul Crăciunului. Mă întreabă, da, bine, e mănușă, pe ce se vede? Mănușă. Fac două posturi, dar faci central, nu mai chine. Mintea, la echipa aia de fuuu, dar, na, acum nu pleacă, 100% nu pleacă în iarna asta.